Desigur, după ce s-a întâmplat aseară, PSD-ul intră din nou în analize. Să analizăm, să vedem ce s-a întâmplat. PSD e precum acei ipohondri care la două săptămâni pag la doctor. Domn doctor, domn doctor, mă doare aici. Aici mă doare, vreau analize complete. Cred că o să mor, domn doctor, simt eu că e ceva grav. PSD-ule, nu-ți mai face analize. Așa ești tu, bolnav. N-ai fost bine niciodată, PSD-ule. Așa e sănătatea ta, cu dureri, cu junghiuri. Pentru noi, că pe tine nu te doare nimic, no. Nu, PSD-ule, că dacă ar fi durut ce ai tu, ai fi fost de mult oale și ulcele. Nu vom discuta în cadrul Comitetului Executiv Național. Vom discuta în partid, dar cred că analiza trebuie să o facem pornind de la fiecare organizație în parte și vom hotărâ cu toții ceea ce vom face în perioada următoare. Analiza trebuie să o facem plecând de la fiecare. Ce să mai analizezi? Ce e atât de ascuns încât să stai așa și să zici oare de unde ni se trage, mă, acest scor? S-a greșit când Dragnea, s-a greșit când Ciordache, s-a greșit când Veorica, când Ordonanța 13, când statul paralel, când 10 august, când aia, când ailaltă, când v-ați dat jos propriul guvern cu moțiune, s-a greșit în continuu, practic. Veorica e o greșeală, o foarte mare greșeală. Cum să faci analiza cu Veorica? Cum să facă Veorica vreo analiză? Că doar n-o să ajungă Vasilica la concluzia: măi, am făcut analiza la partid și ce să vezi, dragă, eram eu. Da, auzi, eu eram boala partidului. Evident că n-o să spună Veorica: să-mi bag, am descoperit că trebuie să plec de la PSD și din politică pe motiv că sunt praf, varză, o jale. Ai văzut, dragă, ce fac eu de fiecare dată când deschid gura cu limba română? Bineînțeles că nu, bineînțeles că o să iasă din nou cu de-alea. Să strângem rândurile, da? Să luăm măsuri ferme, să facem un nou program de relansare, să vină aproape de partid toți PSD-iștii, să... Apropo de venit aproape, fostul ministru de interne spune că a fost invitat chiar de Viorica Dăncilă după ce un EPR a sprijinit-o la prezidențiale. Este, mă! Ai, mă, gata, s-a rezolvat, se relansează partidul. E ca și cum ai avea nevoie de operație și tu dai telefon la pompe funebre. Președinte, face parte din conducerea centrală a Partidului Social Democrat. Asta înseamnă că toți liderii de sindicate sunt vicepreședinte, au această funcție de vicepreședinte în Comitetul Executiv Național. Au drept de vot în CEC? Sau... Dacă au acest lucru, au drept de vot. E vicepreședinte CEC, Sismenuță, brandul, frate. Așa, pe șestache, acum aflăm și noi. Pe motiv că e șeful unui sindicat care a susținut-o pe Dăncilă. Sindicat care, atenție, a fost înființat în luna iunie. Puh, du-te, bă, de aici. E, iată cum fac pesediștii treburile când ajung să se simtă moțul rahatului, cu ascunzișuri de-astea, cu oameni băgați prin spate, cu minciuni. Cum după tot ce ți s-a întâmplat să te afișezi din nou cu Gabi Oprea? Cum? De ce? Iar aceste nulități, cum sunt Veorica și Fifor și alte zerouri de pe acolo, se întreabă deci: băi, da, băi, nu înțeleg, mă, nu înțeleg serios, unde am greșit, mă, de unde ni se trage? Vreți să vă spun eu de unde? De la prostie, bă, vi se trage. Și de la jigodismele pe care le faceți. Și de la faptul că promovați numai mârlanci și țoape, numai aroganți reduși mental. De acolo vi se trage, e simplu. De la mulți ca Oprea și multe ca Dăncilă. De la inculte agresive și baroni care își țin banii pe numele lui Mămica. De acolo vi se trage. A venit timpul unei analize serioase cu caracter structural în Partidul Social Democrat. Da, pentru am și o întrebare. Că lucrurile nu funcționează așa. Doamne, simți că joacă unii fotbal cu creierul tău pe post de minge, bineînțeles. Bădălău, mă, nenea Bădălău vrea analize serioase cu caracter structural. Bădălău, îți zic eu, frate, fără analize, tu ești. Tu cu Veorica, voi sunteți putregaiu, cu Firea, cu Olguța, cu meclă de groază ăla de Fifor. Ce analize să faceți voi când voi sunteți boala?
dar chiar e o comicărie. Adică nu e ca și cum înainte de turul al doilea era 50-50 în sondaje treaba, domne. Iar acum vezi, doamne, s-au produs niște defecțiuni și, surpriză mare, a pierdut Veorica. A? A? Veo, ăsta-i tot șef de sindicat? Ăsta-i Marean Veorico? Sunteți creiere gemene, fată, dacă mă întreb pe mine. Voi vă dați seama cum sună o discuție între Veorica și Marean? Cred că nu se înțelege nimic. E un amestec de ăsta de gâjâiel, hâhâiel, mâmâiel. Și mai dă-te în almanahele mele, fă! Foarte tare. PSD se pregătește să tragă niște concluzii cu Oprea și Vanghelie. Da, mă, ce dracu, atunci când se împute treaba, aduci niște specialiști, nu? Veo, întreabă-i, te rog, în prețul de îngropare a partidului, intră și banii de popă? Să nu te facă ăștia la zerouri. Fostul lider al socialdemocraților a încercat să voteze în penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat. Dar în momentul în care a înmânat buletinul operatorilor din secția de votare, în sistem, fostul lider PSD apărea cu drepturile electorale suspendate. A, da, iată, cel mai bun exemplu, Livache. Livache este una dintre bolile PSD-ului care, ce să vezi, n-a ieșit la analize. Nu, a ieșit doar cu pușcăria. În timp ce la analizele interne ale PSD-ului ieșise mereu că e bine. Zilnic făceau ăștia analize, zilnic ieșeau bune rezultatele. Despre asta e vorba, fraților. Și Dragnea făcea analize la partid și ieșea că alții sunt de vină, bineînțeles. Ponta, criminalii angajați, statul paralel, Grindeanu, Tudose, trădători și putori. Dacă PSD nodă mai repede pe Veorica cu craci în sus, e papa, oricum e jale acolo, pentru că nu mai e nimeni în zona puterii. Firea și Olguța, atât. Pe Fifor, haideți, nu poți să-l iei în calcul, pentru că Fifor îi sperie pe copii, îi face să plângă pe bătrâni cu mecla aia lui. Iar Orlando e atât de grețos în mărlănia lui, încât n-ar putea să aibă priză decât la câțiva oameni bolnavi incurabil de nesimțire și misoginism. Deci PSD-ule dă probe de sânge, de urină, de căcuță, de ce vrei tu. Dar să știi că Veo nu e doctor. Ea este cel mai pronunțat simptom al bolii. Boala? Boala voastră e incurabilă. Eu nu o să-mi dau demisia.